Bună ziua! Președintele PNL Argeș, domnul Adrian Miuțescu, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Miuțescu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sărut mâinile și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt cu dumneavoastră aici. Astăzi a avut loc ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Cu ce noutăți veniți de acolo? Da, a fost o ședință importantă pentru că ne încadrăm pe drumul spre alegerile europarlamentare și evident în perioada asta e nevoie să parcurgem niște pași care sunt aproape obligatorii de organizare, de stabilirea echipei de campanie atât la nivel central cât și la nivel de județe. Și astăzi s-a parcurs un prim pas în sensul că a fost desemnat șeful campaniei electorale al campaniei, deci de la europarlamentare al PNL, în persoana domnului deputat Robert Sigartău, care este și secretarul general al partidului. Și în privința listei pentru alegerile europarlamentare s-a stabilit ceva? Nu, lista nu a fost încă stabilită. Trebuiau să fie într-adevăr discuții pe această listă, pe propunerile care sunt 49 de candidați care s-au înscris pe listă. A fusese organizat și un birou permanent național tocmai pentru a începe discuțiile pe listă, dar datorită faptului că au fost foarte mulți candidați care erau plecați și nu erau în țară, au solicitat o amânare pentru săptămâna viitoare, așa că eu cred că săptămâna viitoare se va discuta pe această listă și vor veni candidați pentru a răspunde întrebărilor biroului executiv și pentru a se prezenta, efectiv, a-și prezenta programul, CV-ul și planul lor de candidatură. Dar s-a stabilit o dată la care vor fi supuși votului? Cred că va fi săptămâna viitoare și votul. Din câte înțelesesem eu astăzi, de asta a fost și convocată ședința Biroului Executiv la ora 10 și la ora 12 era Biroul Național, pentru că era prevăzută o ședință mai lungă și se presupunea că, într-adevăr, până pe la 2, 3, 14, 15 să putem termina după audierea candidaților. Dar au fost actuali europarlamentari la ședință? Au fost. Sunt europarlamentari care sunt în birou executiv. Colegi, a fost domnul Cristi Bușoi, care este și vicepreședinte al partidului. Au fost și colegi europarlamentari care au venit la ședință. Ce scor își propune Partidul Național Liberal să obțină la alegerile europarlamentare? Sincer, nu s-a discutat și nu se discută pe un scor, dar se poate discuta pe o dorință și pe o ambiție pe care noi o avem și aceea de a câștiga alegerile europarlamentare și a reuși într-adevăr ca Partidul Național Liberal să fie pe primul loc. PNL Argeș a desemnat vreun candidat? Se gândește la un candidat pentru europarlamentare? PNL Argeș are niște propuneri. În primul rând și-a depus candidatura o doamnă, doamna Sorina Matei se numește și e printre cei 49 care și-au depus dosarul pentru candidatură. Deci nu vorbim despre jurnalista Sorina Matei. Nu, este o coincidență de nume, este o doamnă care lucrează la Agenția de Protecție a Mediului din Argeș, din Pitești. Și, dar avem și potențial candidați, pe mine mă bucură că am putut mai greu, dar am făcut o bună achiziție zilele trecute și anume prorectorul cu probleme internaționale al Universității din Pitești s-a înscris săptămâna trecută în Partidul Național Liberal și în situația în care se mai primesc propuneri și există posibilități, poate fi un potențial candidat pe listele PNL-ului la europarlamentare. Mi-ați anticipat oarecum următoarea întrebare. Anunțați dumneavoastră pe pagina dumneavoastră de Facebook despre o nouă înscriere la PNL Argeș în persoana domnului Emanuel Soare. Ce ne puteți spune despre dânsul? Da, vă pot spune că e o dorință a noastră de a deschide partidul și de a găsi soluții pentru
a ne întări cu oameni de valoare, cu intelectuali, cu oameni serioși. De aceea, de un an de zile, efectiv, avem o campanie de a convinge cât mai mulți oameni de calitate care doresc să se înscrie în Partidul Național Liberal. Și iată că o asemenea reușită am avut-o zilele trecute, când l-am convins, după mai multe discuții și încercări, pe prorector Universității din Pitești, un om tânăr, are 42 de ani, nu a făcut politică până acum, este într-adevăr nou și tânăr, o achiziție tânără, pentru că un prorector la 42 de ani putem spune că este un om tânăr, și care a dorit să vină alături de noi și cred că va avea un cuvânt greu de spus, atât pe scena argeșeană, piteșteană și cred că nu numai. Cu ce experiență vine domnul Emanuel Soară? Vine cu, în primul rând, că este din anul 2000, este profesor la Universitatea din Pitești în științele educației, știu, și soția este tot profesor universitar la Universitatea din Pitești, a fost și prodecanul facultății de limbi străine de la Universitatea din Pitești. Dânsul este doctor în științele educației, din câte știu, cu o experiență deosebită în partea lui profesională, deci de profesorat efectiv, dar și o experiență managerială, pentru că acum, fiind în calitatea de prorector, răspunde de domeniul relațiilor internaționale și, din ceea ce am avut posibilitatea să discut, a reușit o performanță, zic eu, foarte bună, de a pleca de undeva, de la doar câteva programe care le-a găsit de finanțare și relații ale universității cu celelalte componente europene și universități, dar și instanțe europene care pot finanța universități. Și acum am înțeles că are în jur de 80 de programe finanțate de Uniunea Europeană și nu numai pentru Universitatea din Pitești. Deci a ridicat efectiv acest standard, care este, zic eu, foarte important. Este o întreagă nebunie zilele acestea în jurul Laurei Codruța Chiove și, practic, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție este acum suspectă într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Taman în momentul în care acesta știm că este printre favoriți la obținerea funcției de procuror șef european. Cum vi se pare dumneavoastră toată această situație creată în jurul fostei șefe DNA? Da, eu cred că este în primul rând o dovadă că noi nu știm în momentele importante să găsim soluții pentru a ne sprijini oamenii și românii care au într-adevăr o oportunitate să ocupe o asemenea funcție care este foarte importantă la nivel european. Și acum am observat că într-adevăr, bine, campania nu este nouă împotriva Codruței Chiove și dar acum parcă s-a accentuat și mai mult și constatăm că această campanie s-a finalizat chiar cu o începere a urmăririi penale. Nu știu dacă chiar a fost începută urmărirea penală sau nu, dar a fost, cred, pusă sub acuzație, efectiv. Este oficială acuzația. Și este oficială acuzația. Și cred că nu știu dacă era momentul, dacă e corect această acuzare care îi se aduce, dar eu zic că efectiv România are de pierdut și părerea mea este că ar fi trebuit ca noi să fim capabili să gândim în primul rând interesul național și apoi să ne răzbunăm și să apară această ranchiună permanentă care există. Există și în politică, dar iată, de data asta se extinde, pentru că efectiv, până acum, Codruța Chioveși știu că nu e implicată politic, e implicată profesional, încă e procuror. Deci să înțeleg că ar trebui susținută, oarecum? Partidul Național Liberal a și declarat și e o hotărâre a Biroului Executiv care spune că trebuie susținută pentru că este în interesul României și pentru că o asemenea poziție, odată câștigată, ar putea, într-adevăr, să ridice importanța și poziția României în Uniunea Europeană pe o altă treaptă.
Dacă până acum am avut comisar la... Astea au fost singurele funcții importante pe care noi le-am avut din 2007, de când suntem membri ai Uniunii Europene. Comisar european a fost o perioadă scurtă, fratele lui Ludovic Orban, Leonard Orban, nu? După care a fost domnul Cioloș, comisar pe agricultură, și acum este doamna Corina Crețu. Deci aceste persoane au fost în ultimii ani, din 2007, de când suntem membri în Uniunea Europeană, în funcții importante. Iar acum ar fi fost o ocazie. Și cred totuși că șansele încă rămân valabile. Dar în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție ca instituție, după toate aceste acuzații care îi se aduc, iată, fostei șefe, nu cumva este știrbită, să spun așa, instituția în sine? Instituția a primit lovituri grele, ca să zic așa. În ultimii doi ani, cel puțin? În ultimii ani a fost efectiv bombardată cu tot felul de probleme. A avut și probleme de organizare internă, de management acolo, pentru că au fost și cazuri, într-adevăr, cum sunt cazurile de la Ploiești, cum sunt cazurile de la Oradea, dar eu cred că nu trebuie pusă anatema pe întreaga justiție din România și pe tot ceea ce înseamnă DNA în România, pentru că sunt convins, dacă ar fi după cei care judecă în felul ăsta, înseamnă că în România în ultimii ani au fost oamenii corecți, oamenii, n-a fost corupție, toți au fost cinstiți și bine mersi, iar acum e de fapt o luptă politică împotriva celor care au fost cinstiți și de fapt au fost urmăriți numai pe criterii politici. Eu nu cred că este chiar așa. Eu cred că, sigur, au fost și abuzuri și astea trebuiesc, într-adevăr, rezolvate punctual și trebuiesc lămurite, dar nu putem distruge un întreg sistem judiciar și nu putem distruge o instituție cum este DNA-ul numai pentru că au fost câteva cazuri de genul ăsta. De aceea, eu cred că această campanie face rău justiției în general și va aduce prejudicii cetățeanului, românului. Pentru că, de fapt, dacă toți care sunt, toți corupții nu fac altceva decât să zburde pur și simplu de acum încolo, pentru că e slabă această instituție, iar instituțiile statului, de fapt, constat că după guvernarea PSD, asta s-a dorit, să slăbească toate instituțiile statului, au fost atacate toate instituțiile, au fost luate la rând, efectiv, și constatăm că un stat slab nu face altceva decât să pună cetățeanul român într-o situație delicată și să pierdem noi cu toți. Se încearcă destabilizarea justiției în România? Cu siguranță. Nu numai a justiției. Constatăm cu regret că au fost atacate, zilele trecute a fost atacat Ministerul Apărării, când în timp ce erau miniștri de externe din țările europene la București, a fost efectiv schimbat șeful de stat major al Ministerului Apărării, al Armatei. Deci așa ceva, după părerea mea, e mai rar să întâlnești într-o țară europeană, unde, zic eu, ar trebui să fim mai responsabili și să putem, într-adevăr, să onorăm prezența noastră în Uniunea Europeană și să nu fim un caz, pentru că cred că am devenit un caz și nu este. Partidul Național Liberal a obținut zilele trecute o victorie. A, practic, prin vocea domnului Robert Sighiartă, un deputat, se va mări alocațiile de la 1 martie. Sau nu, cum spune PSD-ul. E o întreagă dezbatere în jurul acestei idei. Cum vedeți dumneavoastră poziția PSD-ului? Care spune, repetă, nu va crește deficitul bugetar din În primul rând vreau să-l felicit pe Robert Sighiartă, pentru că un băiat tânăr, un deputat tânăr, și mă bucur că e colegul meu, a reușit să se bată efectiv cu acest monstru sacru care este domnul Dragnea și a reușit să-i facă față, zic eu, foarte bine. Iar această propunere, după
opinia noastră a liberalilor era nu numai necesară, dar este și un act de dreptate. Este inadmisibil să spunem în ultimii ani că economia românească crește, că a crescut PIB-ul, că au crescut veniturile, iar cei care erau lăsați efectiv fără să ne gândim la ei erau copii. Tocmai copii care, după noi știm cu toții, reprezintă viitorul României. Iar Partidul Național Liberal cred că a făcut acest act de dreptate pentru copii și modificând, de fapt, aproape dublând alocații atât pentru majoritatea copiilor, iar pentru cei sub 2 ani de zile, efectiv mărind-o de la 200 la 300 de lei, e un lucru extrem de important și este, o consider o victorie a Partidului Național Liberal, care cred că n-ar mai trebui, dacă PSD-ul încearcă să schimbe această situație și acest vot care până la urmă a venit și din partea chiar câțiva oameni din PSD. Ar trebui să fie un semnal de alarmă care, după părerea mea, dacă ei merg în continuare pe drumul ăsta, drumul ăsta duce chiar la schimbarea lui Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Partidul Național Liberal face demersuri din acest punct de vedere și în zilele următoare ne vom bate pentru a face și acest act de dreptate și a-l scoate efectiv pe domnul președinte Dragnea din poziția de al treilea om în stat, pentru că efectiv președinția Camerei Deputaților îl poziționează acolo, iar cred că România merită un președinte al Camerei Deputaților mai bun și care să n-aibă problemele pe care le are domnul Dragnea. Deci credeți că e posibil ca în perioada următoare domnul Dragnea să fie schimbat de la Camera Deputaților? PNL-ul va declanșa această operațiune și cred că va avea și șanse, pentru că iată, această victorie cu alocația e un semnal și s-a arătat că se poate. Și eu cred că în perioada următoare chiar vom constata și alte plecări din PSD și atunci, efectiv, forța de schimbare din Camera Deputaților o să crească și e posibil să fie schimbat domnul Dragnea. Domnule Mimuțescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes și dumneavoastră în demersurile și în activitatea dumneavoastră. Mult succes și dumneavoastră, pentru că e un an destul de greu, cel puțin. Să rămâne. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim.